zi minunată care de 3 ani de zile nu s-a făcut evenimentul. Greu. Au fost momente grele pentru noi toți. A fost o pandemie, după care a mai fost și o altă problemă a mea. Ceea ce vă pot spune, în primul rând, pentru această festivitate, în ziua de astăzi, o zi însemnată a Domnului Dumnezeu, mulțumesc Consiliului Local, parte din el, și închid subiectul aici, mulțumesc Consiliul Local, echipa mea și domnului viceprimar, care mi-au fost alături pe tot parcursul acestor ani și această sărbătoare, dacă nu erau ei la ședința de Consiliu, când am avut bugetul, nu se putea ține. Le mulțumesc din suflet și sunt dator pentru ei și vor respecta pe tot mandatul meu și cât vor fi ei alături de mine. Totodată vă pot spune că anumite lucruri ce am putut, am făcut prin comuna noastră, nu am făcut doar pentru mine, am făcut pentru noi toți, pentru copiii noștri, și vă mulțumesc din suflet de încrederea care mi-ați dat-o și rândul trecut și sper și vă promit că voi candida în continuare, că nu am motive pentru ce să mă retrag, cu toate că mulți mai spun în stânga, în dreapta, nu mai candidează, pleacă. Vorbește lumea. Eu vorbă din bătrânea asta. Eu cam atât am avut să vă spun. Să vă spun că proiecte ce sunt multe. Cred că am început să le și arat. Nu sunt persoana care să merg mult pe Facebook cu fel de fel de realizări, cu una cu alta. Eu am răbdarea și le dovedesc în timp. Acum dumneavoastră, cum considerați dumneavoastră, ce știți dumneavoastră, aprecierile sunt ale dumneavoastră. Eu încă o dată mulțumesc domnului profesor Auraș că se ocupă de copiii noștri. Cu dânsul mergem înainte, învață copiii la o educație bună și mulțumesc și părinților că fac sacrificii de a-i menține, de a-i sprijini, de a-i duce, eu știu ce înseamnă să mergi copiii în deplasări pe peste tot. Eu cam atât am vrut să vă spun, vă doresc o zi minunată, o sărbătoare frumoasă, așa cum sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet tuturor care sunteți aici, că sunteți din comună, că sunteți din vecinătatea comunei noastre, dați dovadă de oameni care vreți binele comunității noastre, fiind alături de noi. Eu vă mulțumesc din suflet, vă urez o zi minunată, distracție plăcută și sănătate în primul rând. Vreau să invit lângă mine pe domnul deputat Romeo Lungu, un prieten bun, și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Adi Petre. Mulțumim, domnule primar! Bună ziua, Balta Albă! La mulți ani! Să fiți sănătoși cu toții! Sunt așa onorat că sunt astăzi printre dumneavoastră și că pot participa an de an la ziua comunei dumneavoastră, chiar dacă din cauza pandemiei nu s-a mai făcut această zi. O zi frumoasă, o zi cu oameni frumoși, toate categoriile sociale sunt aici și așa cum îi stă bine unei localități, să aibă măcar o dată în an o zi de sărbătoare pentru comuna sa. Și aș vrea să-l felicit pe domnul primar pentru această realizare. Pe lângă celelalte, am și o surpriză pentru dumneavoastră. La sfârșit o să vă spun un mare proiect pe care domnul primar l-a inițiat cu ceva vreme în urmă, iată cât a dat și roade. Am venit astăzi cu mare plăcere, cum vă spuneam, și există o vorbă. Sâmbăta să fii în familie, să ne facem datoria de bărbat și de părinte, și duminica să fim cu Dumnezeu și să fim cu iubire față de oameni. Noi suntem aleși, eu sunt deputat, Adi este vicepreședintele Consiliului Județean, suntem aleși de dumneavoastră, de cetățeni, și trebuie să ne facem treaba pentru dumneavoastră, să vă reprezentăm bine acolo, pentru că de aceea am fost aleși, să ne facem datoria și să ducem proiectele Buzăului mai departe și să dezvoltăm fiecare localitate în parte. Nu vreau să-l lau pe domnul primar, dar
A făcut multe pentru Balta Albă și urmează și mai multe. Sunt foarte multe proiecte în derulare. Știu că a prins și un proiect mare cu asfaltare, 8-9 km. O să vă spună și Adrian despre proiectele Consiliului Județean. Aș vrea să vă dau o veste, nu știu dacă cumva domnul primar sau altcineva v-a spus-o până acum. Săptămâna viitoare se va aproba un mare proiect. În general, un mare proiect a ajuns să fie așa un lux. Balta Albă va avea gaze naturale. Și mulțumesc domnului primar pentru asta, pentru că s-a luptat. Să știți că nu stă în birou. Un primar nu trebuie să stea în birou. Ne sună în fiecare zi, că îi zic că e noapte, la București sau la Buzău vine peste noi cu proiectele comunității și noi încercăm să fim un sprijin pentru dumnealui, dar mai ales pentru dumneavoastră, ca să aveți o viață mai bună și să fiți dezvoltați ca orice localitate din județul Buzău. Vă mulțumesc, să vă distrați și vă doresc să fiți sănătoși și să ne vedem și la anul cu bine. Cu permisiunea dumneavoastră vă spun și eu bună ziua. Îmi cer scuze, sunt un pic răgușit. Adrian Petre este numele meu, sunt vicepreședintele Consiliului Județean Buzău. Cu mare dragoste pentru dumneavoastră am venit astăzi la invitația domnului primar, un prieten al nostru, și pe drum vorbeam cu colegul meu Romeo și spuneam, băi, acum 4 ani, domnul primar m-a suit pe această scenă și m-a pus să promit că facem drumul, că asfaltăm drumul noi Consiliul Județean de la Amara la Stăvărești. E sigur, astăzi mă pune să promit încă un lucru, fiind și domnul primar de la Gheorgheasa aici. O să promit în fața dumneavoastră că o să reabilităm și drumul care face legătura între Amara și Gheorgheasa. Mai am o promisiune, sala de sport, către domnul primar, și tot timpul voi fi alături de dumneavoastră și să știți, ca să-l completez pe colegul meu, Romeo, domnul primar este genul omului care îl dai afară pe ușă, intră pe geam, tot timpul, în fiecare săptămână vine la Consiliul Județean cu câte o problemă să fie rezolvată, câte o problemă a dumneavoastră, și cred că am demonstrat prin proiectele care s-au făcut aici, s-au realizat în această comunitate, că domnul primar are o echipă la Buzău care este lângă dânsul, cu tot ce sunt o echipă, și vreau să vă mulțumesc și eu pentru tot sprijinul pe care l-a acordat domnului primar și pentru voturile pe care le-ați adus tot timpul la toate alegerile. Vă urez sănătate multă, la mulți ani Comunei Balta Albă și dumneavoastră, și să ne vedem sănătoși la anul, și poate la anul când venim aici o să fie și primul metru de gaz natural și apă, a spus și apă, dacă primar spune așa. Avem apă. Da? Și toate proiectele realizate. Mulțumesc mult și la mulți ani! A uitat Adi din cauza emoțiilor, și eu am emoții, și va fi și la Balta Albă și o sală de sport. Performant, ai spus-o? Am zis-o. Mă repet atunci, l-am întărit, înseamnă că e adevărat ce a spus. Salutăm, pentru că se vede că e un primar foarte bun și care are relații foarte bune cu vecinii. Vecinii sunt aici și salutăm și pe domnul primar de la Bălăceanu, Vâlcelele, Rușețu. Nou primar de la Rușețu. Gheorgheasa, și vor veni și ceilalți din jurul comunei dumneavoastră. Așadar, distracție plăcută și la mulți ani, Balta Albă! Vă mulțumesc din suflet, domnul deputat, vă mulțumesc din suflet, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, vă mulțumesc frumos tuturor din suflet, vă iubesc, să fim uniți și să avem grijă unul de altul ca să răzbim, să facem ceva în viață. Vă mulțumesc, distracție plăcută! Vă mulțumim din suflet!